În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 48 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 în Gorj, și iar rata de infectare se apropie de 2,5. 5 Cinci noi cazuri de coronavirus au fost confirmate în unități de învățământ din județul Gorj. Potrivit inspectorului școlar Nicolae Negre, A 3 dintre cazurile respective s-au înregistrat în rândul personalului din următoarele unități de învățământ. Școala gimnazială numărul 1 Motru, școala gimnazială Bumbejiu, grădinița cu program normal Tetila și centrul județean de resurse și asistență educațională Gorj. Au mai fost confirmați cu coronavirus și doi elevi, unul de la Colegiul Național Caterina Teodoroiu din Târgu Jiu, iar celălalt de la Școala Gimnazială Alexandru Ștefălescu din Târgu Jiu. La Această dată sunt confirmate 16 cazuri de infectare cu coronavirus în rândul elevilor gorjeni și 29 în rândul personalului din unitățile de învățământ, fiind suspendată activitatea la nouă clase.